În cele 34 de meciuri jucate la prima reprezentativă a țării, Valeriu Andronic a întâlnit nume mari din fotbalul european. Ibrahimović, Caristeas sau Modric sunt doar câteva dintre ele. Cu alte vedete a făcut schimb de tricouri. Am jucat contra echipei Croației, am făcut schimb de tricou după meci cu Rakitic. Din păcate am pierdut cu 1-0. Acesta a fost din 2010 contra naționale Olandei, cu Lukait. Da, exact după campionatul mondial, noi am jucat cu ei. Asta a fost, o să spun, ultimul meu meci oficial contra echipei Suediei, 29 martie 2011. Pe lângă tricourile adversarilor din colecția lui Valeriu Andronic, nu lipsește echipamentul îmbrăcat la formațiile de club, dar și a celor mai importanți fotbaliști ai naționalei. Lugascan în două și galben și albastru. Ucraina, este de la Baltica, al lui Igor Armaș, toate sunt în colecție. La vârsta de 18 ani a debutat la națională. În vara lui 2001 a jucat în amicalul contra Portugaliei. Luis Figo este poate cel mai titrat adversar pe care l-a întâlnit. Orice jucător este ambițios la vârsta de 18 ani, este dornic de afirmare și își dă maximul. Valeriu Andronic va juca din retur la Petrocup Hâncești, formație pentru care a marcat un gol în amicalul cu Victoria Bardar.